Salutare tuturor! Bom dia pentru ultima oră din Madeira. Da, noi vlogul ăsta va fi primul din Madeira postat. Chiar dacă el este făcut la final, este la finalul unei săptămâni superbe. Ca să trag și concluziile, poate nu vreți să vă uitați până la final. Insula este extraordinară. Are de toate. De la levade, munte, apă, căldură ok, adică nu sufocantă. Până la, cum ai zis tu, trasee. Cred că la fel ca și în Tenerife, ca și la vlogul de Tenerife, lipsește schiul. Nu puteți practica schiul aici. În rest, da. Cred că de toate puteți practica. 7 zile în Madeira, acum am mai fost 10 zile înainte. Câteva informații care sperăm să vă fie utile sau de ajutor. Să știți dacă vă alegeți ca și destinație insula aceasta sau nu. După cum vă vedeți, vedea poate după părul meu, bate vântul aproape tot timpul. Insula Madeira se află în Oceanul Atlantic, mai aproape de Maroc decât de continentul european. Are o lungime de 57 de kilometri. Și o lățime de aproximativ 24, cred că, de... acolo unde e ea cea mai grasă. Da. Este o insulă vulcanică, nu mai are vulcani activ. Da. Aia înseamnă că relieful este foarte abrupt. Foarte e puțin spus, foarte abrupt. Cred că singurele locuri, nu știu, 20 și ceva de zi, 17 zile, cu 17 zile cât am vizitat Madeira, ci singurele locuri mai drepte sunt pista aeroportului, pe care o vedeți în spatele nostru, și promenada din Funchal. Pista aeroportului, dacă tot vorbim de aeroport, aeroportul din Madeira se numește Cristiano Ronaldo. Este unul dintre cele mai periculoase 8 aeroporturi din lume. De ce? Pentru că pista este scurtă, a fost și mai scurtă, acum are totuși 2 km și ceva. Între timp a fost mărită pe piloni de către o firmă din China, cu încă aproximativ 600 de metri. Approach-ul, apropierea de aeroport, nu este făcută drept. Dacă ați zburat și sigur ați zburat, ați văzut, avioanele se pun din timp și aterizează pe pista. Aici avionul este într-un viraj continuu, cum vedeți în imagini, și are câteva sute de metri până la atinge pista să se îndrepte. Cum să ajungeți în Madeira? Cu avionul. Dacă aveți noroc, așa cum am spus. Nu știu să existe, cu siguranță există bacuri care vin din Portugalia, nu am văzut. Posibil să mai ajungeți în Madeira prin intermediul vaselor de croazieră. Am văzut că sunt foarte multe care vin în Funchal. Odată ajuns în Madeira, când să veniți în Madeira? Tot timpul anului. Cred că da, cele mai aglomerate perioade sunt lunile iulie-august și luna decembrie. Ianuarie, în perioada sărbătorilor. Focul de artificii din Funchal este unul dintre cele mai impresionante din lume. Ce îți face în Madeira? Sunt foarte multe lucruri pe care, dacă ești pasionat de drumeții, există foarte multe locuri în care poți să faci acest hobby, să zic așa. Sunt așa numitele levade, apeductele pe care, într-un număr destul de mare de kilometri, de fapt, de vreo 3000, dacă nu mă înșel, de-a lungul lor sunt foarte multe trasee. Trasee care sunt foarte spectaculoase. Într-unul dintre ele, dacă vreți să vă uitați la celelalte vloguri din Madeira, unul dintre ele pornește de... te simți de parcă ai fi în junglă. Dacă pornești dimineața, e o senzație de aia în care ești tu și doar natura. Păsărele, ciripituri, foșnetul frunzelor. Apa care se scurge și care îți dă o stare de bine. Apropo de apă, atâtea cascade pe metru pătrat ca în Madeira, eu nu știu să existe altundeva. Insula se mai numește și este supranumită de către oameni și Hawaii de Europa sau perla Atlanticului. De ce perlă? Probabil că sar de la una la alta. Foarte multă vegetație. Extraordinar de multă vegetație. Este o grădină botanică în toată regula, întreaga insulă, plină de flori și de culoare. Apropo de grădini botanice, aici se află în Funchal una dintre cele mai renumite grădini botanice din lume. În plus, mai este o pe munte, palatul care are plante și în așa fel organizat plante din întreaga lume. Au grădină japoneză, heleștee cu pești, ca și locuri de vizitat. Sărim de la una la alta. Noi am ajuns, vă recomandăm să închiriați mașină. Nu este obligatoriu, puteți să vă descurcați și cu transportul în comun. Am văzut că este foarte bine conectat
Din Funchal, care este capitala și orașul cel mai mare al insulei, sunt foarte multe autobuze care merg de toate părțile. Noi am închiriat mașina pentru că am vrut să ne mișcăm liber. Insula are foarte multe de oferit, foarte multe locuri în care vă puteți duce. Iar noi, având un timp foarte scurt, am ales această variantă. Condusul în Madeira, sincer, comparându-l cu alte țări în care am fost, este puțin challenging. Sunt foarte multe pante, foarte abrupte, v-am spus, este o insulă vulcanică. Și iar localnicii conduc destul de repede, foarte multe motociclete, am văzut foarte mulți motocicliști cu foarte mare viteză mergând. N-am avut probleme, nu am lovit mașina, nu am pățit absolut nimic, doar că părerea mea... Trebuie să fii mult mai atent, probabil, da, decât în mod normal. Da, dacă în Iordania, unde era un trafic haotic, nu mi s-a părut nimic, sau un Peru, unde acolo era chiar haos, aici... Acolo erau oamenii mai poate mai răbdători. Da, aici nu știu dacă sunt grăbiți sau nu, dar oricum, la condus, aveți grijă, sunt pante, sunt mai multe șosele la înălțime. Dacă tot vorbim de șosele, au, din punctul meu de vedere, șoselele lor sunt extraordinare. Sunt construite pe piloni, e un fel de stradă rapidă, sau cum se numește? Da, este o șosea rapidă. Partea de sud a insulei este conectată de la aeroport, înainte de aeroport, de la localitatea Machico, până în spate, la, după Funchal, la câțiva kilometri, Ribeira Brava, parcă, este conectată cu o șosea rapidă cu două benzi. Pe piloni și tuneluri. Apropo de tuneluri, că ziceam că cele mai multe cascade pe metru pătrat, cu siguranță sunt cele mai multe tuneluri pe metru pătrat din toată Europa. Nu știu în altă parte să fie atâtea și atâtea tuneluri. Tocmai pentru a ajunge dintr-un loc în altul cât mai rapid, s-au construit aceste tuneluri. Și noi, văzând diferența în față de acum 2 ani, vreau să vă spun că față de acum 2 ani au construit două viaducte, nu, un sens giratoriu suspendat, și trei tuneluri, cred că însumând undeva la 4 km față de acum 2 ani. Mâncarea în Madeira. Am mâncat la restaurant de 2 sau de 3 ori. Am vrut să mâncăm în fiecare zi, dar nu am avut timp, că am fost tot pe viteză la câte are insula de arătat. Mâncarea este delicioasă. Și recomandabil ar fi să mâncați, dacă aveți mașină, în câte un sătuc. Da. Pentru nu neapărat că... în restaurantele cele mai fancy din Funchal sau din Michelin, unde mâncați o frunză de salată cu unsă cu ceva și după aceea mergeți de casă și mâncați lăline cu ceapă, glumesc. Nu știu, n-am mâncat la Stele Michelin, noi am mâncat, puteți vedea în vlogurile anterioare, asta este ultima zi, tot uit. Și am mâncat extraordinar, gătesc foarte multă vită, într-adevăr cresc vaci pe insulă, pește, bineînțeles, și toate ligioanele care le găsiți în mare, le găsiți și în farfurie. De la melci am mâncat, nu? Da. Melci erau ea? Lapas, da. Lapas. Sunt foarte cunoscut. Noi am numit chiar și un festival al acestor... Le vedeți în celelalte vloguri, da. Unde să te cazezi dacă vii în Madeira? Părerea noastră este că cel mai bine ar fi să te cazezi în zona de sud, pentru că ești foarte ușor, urci pe șoseaua rapidă despre care vă povesteam și ajungi în orice parte a insulei. Dintr-un capăt în altul al insulei, drumul se poate parcurge în circa o oră. Cred că din colțurile cele mai opuse am făcut o oră și 20 de minute atunci când am făcut turul insulei. Noi povestim despre ce am făcut noi. Puteți veni în Madeira și să stați la un resort. Sunt foarte multe resorturi. În zona Funchalului și nu numai. Și unde am stat noi la Caniso, ai văzut riu de Madeira și alte lanțuri. Sunt hotelier. Foarte multe resorturi care îți oferă piscină, all inclusive și probabil și acele excursii opționale. Contracost sau poate chiar incluse în pachet. Deci puteți veni în Madeira să vă bucurați de soare, de vitamina D, de Oceanul Atlantic. Dacă însă căutați o plajă lungă cu nisip, cu intrare lină în apă, nu veți găsi. Lungă nu. Lungă nu. Una cu nisip, două cu nisip, dar scurte, undeva la 50 de metri plaja, nu e? Sunt trei plaje. Sunt trei plaje pe care am descoperit și noi. Cameramanul din spate mi-arată trei. Sunt trei plaje cu nisip, dar sunt foarte mici, este nisip adus de undeva, nu știu, de unde, bănuiesc că din Maroc, că doar e aproape Marocul. Restul sunt cu piatră destul de mare, este piatra vulcanică. Eu am vrut să spun că nisipul în Madeira nu mai rămas pentru că l-au folosit tot, l-a făcut betonul din ciment pentru tuneluri. Nu cred că mai rămas nisip, tot e folosit în tunelurile despre care vorbeam mai devreme. Am închiriat mașină,
mașina ne-a costat 250 de euro acum pe săptămână, în pandemie, în 2021, ne-a costat 580 și ceva, mi s-a părut o chestie extraordinar de scumpă. Cazarea, în perioada iulie-august, eu cred că este foarte scumpă. Noi am plătit acum 700 de euro pentru o cazare, ok, o puteți vedea în ziua în care am aterizat. Ce ne-a plăcut în Madeira? Câteva dintre locurile care, dacă veniți aici, n-ar trebui să le ratați. Răsăritul de soare de pe Pico de Areira, al treilea cel mai înalt vârf. Dacă vă plac traseele, traseul de la Pico de Areira la Pico Ruivo, cel mai înalt vârf din Madeira, este ceva super. La noi este în top 5 trasee pe care le-am făcut. Levade, multe, sunt foarte multe. Poate mie mi-a plăcut cel mai mult Levada de Calderao Verde. Levada do Moino cu Levada se combină cu o altă levadă. O cascadă impresionantă trece prin spatele celor două cascade, vedeți în imagini. Aceea de la Cruz și telegondola, de fapt, eu sunt două cabine care coboară, una coboară, una urcă. Este... Ați văzut la noi că ne place, umblăm la schi, mergem, umblăm cu gondole mult. Asta este cea mai spectaculoasă. Deosebită. Scrie 98%, nu știu ce înseamnă asta, dar pur și simplu parcă pici. Și cablul este cumva așa, pentru cei amatori de senzații tari, este o experiență. Iar dacă vântul bate, e și mai. Când bate vântul, simțiți că gondola se desprinde, cabina de 6 persoane. Funchal, capitala insulei, după cum am spus, vă puteți rezerva o zi întreagă cu siguranță, aveți ce face. Grădina botanică, Palatul Monte cu grădinile lui. Desigur, acele sănii care pornesc din munte și coboară, sunt o experiență. Noi nu le-am încercat, că nu am avut timp, dar am văzut lumea foarte bucuroasă să se plimbe cu acele sănii care sunt celebre aici în Madeira. Partea de oraș vechi, Muzeul Cristiano Ronaldo pentru amatorii de fotbal, chiar și pentru cei mici. De asemenea, din Funchal sunt foarte multe excursii care vă duc să vedeți viața marină, balene, delfini. Dacă vorbim de balene, Muzeul Balenelor din nu mai știu exact cum se numește. Localitatea este într-unul dintre vlogurile noastre. Noi am fost, l-am vizitat când Dori era mai mic. Este foarte impresionant și pentru cei mici și pentru cei mari să vedeți o istorie a cum vânau oamenii balenele și cum acum ar trebui să ne îngrijim ca aceste mamifere să continue să existe, de fapt. Și binele pe care îl fac în apa oceanului. Tocmai am fost martorii unei autorizări pe o singură parte, pe un singur roț, vedeți în imagini, nu vrem să vă speriem, dar a fost wow pentru noi să vedem așa ceva. Traseul din zona cea mai deșertică sau lipsită de vegetație, din São Lourenço, Ponta de São Lourenço, este prelungirea din cel mai estic punct al insulei Madeira. Traseul este spectaculos, nu este un traseu greu. Indicat ar fi să porniți de dimineață. Dacă mergeți acolo, puteți să mergeți la una dintre plajele cu nisip negru vulcanic, poate chiar singura de pe insulă. Vedeți în vlogul cu São Lourenço. Piscinele naturale. Sunt foarte multe piscine naturale în Madeira. În Porto Moniz, da. Aveți parte și de piscine naturale naturale și de piscine naturale amenajate. Adică au construit, după cum vedeți în imagini, un loc în care vă puteți scălda în apa oceanului, dar totuși în siguranță. Da, și ai niște dotări extra față de cele care sunt chiar... Naturale. Da, ai toaletă, ai loc în duș, ai loc unde să te schimbi. Restaurant. Sunt multe piscine naturale pe toată partea de nord. Pe partea de sud, la fel, sunt foarte multe piscine naturale. Zona este mai turistică, sunt mai multe amenajări în partea de sud. De sud, da, clar. Plimbări cu catamaranul. Puteți face o plimbare din Funchal dacă aveți timp. Noi nu am încercat și să mergeți până în insula vecină de lângă Madeira, pe Porto Santo. Există în fiecare zi un bac care vă duce dimineața la ora 7 și se întoarce seara. Insula oferă plaje cu nisip, spre deosebire de Madeira. Cabo Girao este locul din apropiere de Funchal, care oferă una dintre cele mai impresionante priveliște asupra... Da, sunteți pe o stâncă la 580 de metri altitudine. Podeți de sticlă. Da, și în care vedeți sub voi la 500 ceva de metri. Este impresionant, intrarea 2 euro, la fel ajungeți dimineața. Să vă bucurați după ora 9, are program, da. Condusul, v-am spus că este puțin problematic, dar puteți vedea niște peisaje extraordinare dacă vă plimbați puțin pe insulă și dacă ajungeți în zona montană, vedeți în imagini. Am avut parte de nori, am avut parte de ploaie. De soare, de
Asta în decurs de 20 de minute. Da. Ce mai putem aminti este pădurea fermecată, poate, dacă tot vorbim așa de... Așa îi spunem noi, pădurea fermecată este pădurea, zona de pădure din Fanal. Da. Este o pădure de lauri. Madeira este acoperită 20% cu lauri, care este pe care de dispariție este una dintre locurile, sau dintre puține locuri unde mai există laurul în Europa. Celălalt este Azore, mai sunt în Tenerife, la fel. Este impresionant, la fel, să vă plimbați prin pădurea de lauri. De ce pădurea fermecată? Pentru că arată feric, mai ales dacă este înconjurată de nori sau ești în nori. Sperăm că v-au fost utile informațiile. Dacă am scăpat ceva sau dacă am uitat ceva, vă rugăm sau dacă frumos vreți să mai aflați ceva și putem fi de ajutor. Eventual prețurile, combustibilul, 1 euro 36 motorina, 1 euro 47 benzina. O masă la restaurant între 10 și 15, 20 de euro, depinde de restaurant, de persoană. Noi am mâncat și la Pingo Dosa, da. Asta e o chestie care poate vă este utilă. Dacă vreți să mâncați ceva rapid, există magazinele Pingo Dose care oferă... Care oferă și mâncare la cantină, ca un fel de cantină, să zic așa, nu știu. E foarte bună, pentru dar că am mâncat foarte delicioasă, da. Toate ligioanele din apă le-am încercat și e foarte, foarte bună mâncarea. Poate vă este utilă și această informație. Dacă am uitat ceva sau dacă vreți să știți ceva, lăsați-ne un coment, vă vom răspunde cu drag. Vă mulțumim, vă invităm să vedeți cu ochii voștri Madeira, pentru că imaginile pe care noi vi le-am oferit sunt o mică parte și poate nu pot transmite ceea ce insula oferă. E o insulă unde, dacă vrei să stai într-un loc liniștit, poți să ai parte de liniște, dacă vrei să ai parte de agitație, poți să ai parte de agitație. Temperaturile sunt potrivite, noi am plecat din România de la 40 de grade, aici au fost 25-26. Oprim vlogul aici, tocmai ce ne-a ajuns autobuzul. Mă simt liniștită, având în vedere că a aterizat mai bine decât meteorașul de la Portugal. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă salutăm. Urmăriți vlogurile din Madeira dacă credeți că prezintă interes. Vă salutăm. Până la următorul vlog. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.